această vară, conducerea liceului aflat pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Suceava a făcut un efort și a igienizat toate camerele internatului școlar. Mai mult, din puținii bani alocați de primărie, au fost cumpărate 10 de saltele pentru paturi și alte câteva 10 de seturi de lenjerie. Așa că, în prezent, camerele în care vor fi cazați elevii arată cât de cât civilizat. Există însă alte probleme. Pe de o parte, acoperișul căminului este deteriorat, iar pe de altă parte, de pe fațada edificiului se desprinde tencuiala. Direcțiunea școlii a vrut să remedieze problema, dar nu a avut bani suficienți. Suma care a venit de la primărie ar fi ideal să o folosim pentru renovarea sălii de sport, deoarece cei mai mari sportivi cu renume și cu medalii câștigate sunt de la colegiul nostru și că ar fi ideal și că ar fi, dacă ni se evită această posibilitate, să renovăm sala de sport a colegiului nostru. Pe de altă parte, într-adevăr, este și o prioritate a colegiului nostru de a repara acoperișul din căminul și cantina colegiului nostru. Însă, suma pe care primăria ne-a alocat-o nu ne ajută la acoperirea costurilor privind schimbarea acoperișului pentru cămin și cantină. Anul trecut, internatul Colegiului Tehnic Samuel Sopescu a fost ocupat de elevi și studenți în proporție de 90%. Altfel spus, cererea există.